ai zis că n-ai realizat atunci, nu? Adică, domnule, cam sunt cu ei și că... Pentru că mulți dintre sportivi, așa spun, la evenimentele astea importante, abia după ani de zile îți dai seama ce performanță ai făcut. Totuși, 16 ani și un pic să debutezi în Giulești, cu băieții ăia în tribună, da, nu? A fost foarte presiune mare? Adică ai simțit? Nu, n-ai realizat. Plus că nu am jucat mult. Da, da, totuși când zicea la băiete, vină în coace la, sau cum ți-a zis, hai că ai la schimbare. Da, numai când am intrat și am auzit boxele stadionului că intră Alexandru Ioniță, a fost foarte, un moment foarte mare pentru mine, o realizare mare la 16 ani, nu mă gândeam. Eu mă gândeam că o să termin junioratul pe la 18 ani, abia atunci o să încep să mă antrenez cu echipa mare. Deci nu mai erai grăsuțul ăla de cu 10 ani din urmă? Tot am avut probleme, da? De greutate, până pe la vreo 23 de ani, cred. Ca și nouă ți-a plăcut mâncarea sau? Da, îmi plăcea și nici nu am avut un nutriționist care să-mi explice cum ar trebui să mănânc. Mâncai haotic și atunci? Da. Mâncam orice, oricând. Corect. Nu țineam cont de... Mâncam regulat, dar doar că dimineața mâncam orice. Nu mâncam ce ar trebui să mănânc dimineața. Seara la fel, mâncam orice, nu mâncam ce ar fi trebuit să mănânc seara. Ai avut parte de botez? Botez la echipa la mare? Da? Nu. Am avut, nu. Adică nu ai găsit gem în ghete și așa mai departe? Adică... Nu, dar Dobroiu la echipa a doua, doamne, ce fotbalist bun și un caracter foarte frumos, doar că era foarte nebun în același timp. Ne găseam Adidas și legați de bec, de clanță, noduri, râme în Adidas și cu pământ. Stăteam câte 3-4 minute să ne dăm seama cum am putea, de unde am putea să începem să ne desfacem Adidas. Vai. Și că treaba asta o făcea și Jardel. Jardel ieșea pe teren, se făcea încălzirea, după care cea care are nevoie la toalet. Se ducea dar la coechipier, exact cum zici tu, și se uita care au același număr la ghete. Și schimba un număr mai mare, 42, cu 43 și le lega între ele. Și aia când veneau, băgau stângul, era bun și dreptul și începeau să țipeți. Dă-i seama, la nivel de Sporting Lisabona, aveau meci cu Porto și aia strigau, băi, care ai un 43? Și el murea de râs într-un colț, de se face treaba asta și la nivelul ei. Da. Și el murea de râs că ea mai erau 20 de minute și întreba unde e gheata. Că se vedea clar când ai 42 și 43 era larg. Păi nici 42... nu cred că intra în picioare. Da, nici nu. Dar asta făcea și Jardel. Mai ții minte primele ghete? Ghete adevărate. Da, ghete adevărate. Ai avut șenilate sau... A vândut tata o basculantă și mi-a luat pe la 14 ani prima pereche de ghete profesionale. Ai mai vorbit cu cineva în ziua aia? N-ai apărut așa, adică... Da, vorbeam, nu am avut niciodată chestia să-mi iau lumea în cap. Sau... Da, chiar la 16 ani prietenii tăi din civilie cum ar veni? Nu cu echipierii. Ce ziceau? Am observat că s-au schimbat cei din jurul meu, nu eu mai mult. Serios? Da, adică toată lumea mă știa de bulgaru, de la din Giulești, unde m-am născut, până la stadion. Toți prietenii pe care aveam sau cunoștințele mă știau de bulgaru. Când am început să joc la echipa mare, toți mă știau de, sau mă strigau Ioniță. Păi stai mă, sunt bulgaru, nu sunt Ioniță. Senzațional, deci nu tu te-ai schimbat, ci cei din jur. Da. Nu mai sunt bulgaru acum cu voi. Da. Erai domnul Ioniță, debutase la... Pancu cum era ca și coleg? Super. Te putea să stingi televizorul sau astea? Nu m-a deranjat, nu că m-a deranjat, nu mi-a zis absolut nimic, niciodată. Mă lăsa să stau liniștit, făcea exerciții în continuu, mă uitam la el, citea, incredibil. Da? Da. Ai furat ceva de la el? Ai învățat ceva? Adică nu știu, cât ai stat cu el? Da, sunt multe lucruri pozitive pe care pot să le iei. Îl urmăream foarte mult și cum încercam să limit cum lovea mingea la antrenament. Da, la finalul antrenamentului stătea și bătea lovituri libere și încercam să bat exact ca el, dar nu prea reușeam. Ai avut idol? Adică tu când te-ai apucat de fotbal la nivel serios, da? La nivel serios. Când eram copil, îmi plăcea de Pancu și îmi place în continuare. Dar asta, când am mai crescut, idolul meu era Ronaldinho. L-am văzut acum, l-ai văzut la Barca Legends cu Doamne. La fel. A fost Barca Legends cu Real Madrid Legends. Am văzut doar un penalti executat de el. Ce prelor face în continuare, cum trage. Adică el și-a bătut un pic joc de cariera lui, că dacă ar fi fost... Da, e brazilian, n-a ce să-i faci. A ajuns la cel mai înalt nivel. Nu poți. Dar stai că el a venit... Ai fost la meci? Când a venit Ronaldinho cu PSG-ul în Giulești? N-ai fost. Nu. Era anul următor, adică dacă ai zis că 2000, atunci acolo... Nu mi-aduc aminte, dar nu cred că am fost. Da, PSG-ul, când a căzut Am lumina. Început să merg la meciuri mai des când jucau în UEFA.
Dar chiar primul meci pe Rapid tu ți-l aduci aminte? Adică când te-ai dus ca spectator? Nu, nu mai ții minte că mergeam plecat din Giulești cu basculanta și înainte nu erau regulile foarte stricte. Puteai să mergi cu mașina mare cam pe oriunde și prin centrul Bucureștiului. Și de când pleca acasă până la stadion, se suiau suporteri în bena lui. Și ducea pe Giulești? Adică da. Are asta. Da. Dar tu ai condus basculanta? Da, câțiva metri, nu mai are de vreo 10 ani. Am înțeles, deci nu de. Bun, și după aia a urmat transferul. Ai adus niște bani buni Rapidulețului. Da. Nu? Sincer, asta a fost și intenția. Pe lângă lucrul acesta că mergeam la Astra și era echipa de pe primul loc, atunci era Liga 1, salariul clar era de vreo 10 ori mai mare decât îl aveam la Rapid. Dar nu-mi doream atât de mult să plec, voiam să mai stau să joc, să promovăm, aveam timp, îmi doream să merg afară, dar știam că e bine și pentru club. Pentru că încasau o sumă destul de bună la vârsta aia. Da, și din Liga 2. Din Liga 2 mai greu să cumperi jucători. Corect. Și să dai o sumă mare. Direct la echipa de pe primul loc. Da. Dar primul contract al tău cu Rapid e semnat cu domnul Copos? Adică e confort tradiției și domnul Copos a încercat, adică te plăteau la zi, la tot, sau erau alea cu 59 de zile? Mai aveam și 2 luni de zile, da? Știi că-i poveștile alea cu... Nu mă interesau. Da, corect. Când am semnat primul contract, mi se spunea Ricci. Ceilalți jucători de la echipa a doua, adică... Eu aveam 16 ani când am semnat primul contract și erau de 18, 19, 20 de ani și aveau 300 de euro salariu. Mie îmi făcuse 500. Domnul Dinu, mi-a făcut contract. Erai peste ei. Dar mai ții minte din primul salariu ce ai făcut cu el? Adică dacă ce ți-ai luat? Îi dădeam cam 700 de lei lui mama și restul îi ținam. Nu prea cheltuiam atât de mult. Deci nu te-ai interesat partea asta cu banii? După câteva luni îmi strânsesem vreo 30 sau 40 de milioane și vreo 900 de dolari. Din salariul ăsta. 16 ani? Da. Bun, ai ajuns la Astra. Da. Altă atmosferă, altă gașcă, dar cam tot pe acolo așa, adică Caterinca cu fotbal, cu nu, adică nu era ceva strict, ci cu șumudică. La început mi-a fost foarte greu, mai ales că nu am jucat. Da. Nu mă lăsau să merg nici măcar la echipa a doua, veneam după o perioadă foarte bună la Rapid, aveam așteptări foarte mari. Că tocmai de aceea m-am și dus să joc. Nu doream să stau pe banca de rezerve sau să nu fiu luat în lot. Da. Am cerut de multe ori să fiu lăsat să merg împrumut înapoi la Rapid și nu s-a putut. Abia după 2 ani am început să joc, când a venit și domnul Șumudică, când au venit și Nico, după Săpunaru. Ce gașcă. A fost altceva. A fost Dar și regulă. Să dădeau explicații? Adică știai de ce nu joci în primii 2 ani? Nici n-aș vrea să spun explicația, pentru că nu sunt fondate. Ok. Dar nu jucai. Și asta era ceea ce conta. Nu jucam și explicațiile... Am înțeles. Nici nu vreau să mă mai gândesc care erau. Ce bine că te-ai prins. Stai așa. Nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.